În aceste zile, angajații Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva lucrează din plin. Aceștia amenajează sensurile giratorii, dar fac și alte lucrări de sezon pentru ca Paștele să găsească urbea de la poalele cetății îngrijită și curată. Domnule director, ce activități prestează în această perioadă SPIGM Deva? Activitățile de primăvară, activități pe care am obișnuit pe toți locuitorii municipiului nostru, de la ecologizări, îngrijit spații verzi, la plantat și întreținut partea de flori, și aici mă refer la zonele speciale amenajate pentru flori, sensuri giratorii și jardiniere, și în paralel suntem la văruit arbori și vopsit sensuri giratorii și scorurile din municipiul nostru. Avem ca termen 2 săptămâni de acum încolo să finalizăm, să ne pregătim pentru Sfintele Sărbători, care încet încet o să ne bate la poartă. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Irinel Faur, directorul SPIGM Deva. Să prindem...